În urma anchetei efectuate în cazul bebelușilor bolnavi din județul Argeș, autoritățile au anunțat cauzele identificate până acum. Ministrul Sănătății a venit cu două ipoteze ca sursă a îmbolnăvirii bebelușilor: tulpina E. coli din alimente sau prin transmitere de la om la om. Patriciu Achimaș Cadariu trage și un semnal de alarmă pentru părinți. Trebuie să cumpărăm alimente doar din surse autorizate, nu de la comercianți ambulanți. Este important să achiziționăm doar produse ambalate corespunzător, să spălăm bine fructele și legumele și să tratăm termic carnea cumpărată. În acest moment, 6 copii mai sunt internați la Spitalul Marie Curie. Cel puțin 2 copii vor pleca acasă cât de curând, iar ceilalți 4 sunt în stare bună.